Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la un nou vlog. După cum vedeți, astăzi alături de mine este Cătălin. Avem o problemă, poți să închizi ușa, că de acolo tot vine lumină, te rog. Hai. Așa. Astăzi vom gusta, după cum vedeți... Nu mai faci odată intro, ok. Nu mai fac. No! Așa. Astăzi, după cum vedeți, avem o pungă. Nu vă dați seama ce e în ea, dar noi știm ce e în ea. Aparent, da. Doar o pungă. Aparent, doar o pungă cu foarte multe chestii în ea din Japonia, cred. Sper că nu zic ceva greșit. Cred că de undeva din zona aia. Da, din zona aia, în fine. Toți oricum ați văzut denumirea acestui vlog, că vom gusta gusturi din... gusturi. Vom gusta gusturi din Japonia. Vom încerca gusturi din Japonia sau din zona aia, că toți scriu la fel acolo în zona aia, așa că nu le dăm seama de unde e. Exact. Așa. Ok, am cumpărat niște chestii. Scuze-mă, Marc. Lasă-mă că-l sperii. Hai. Așa, hai să le scoatem pe toate, să le punem aici. Uite câte chestii am luat, ok, asta nu-i bine. Wow, o să mâncăm ceva de... Hai, dar hai să începem cu aia, dacă tot asta? Ai da, hai, okay. Începem cu asta. După aia continuăm cu astea verzi, uite, mai avem și așa. Ok. Deci avem de două feluri, hai să vedem. Mama, astea sunt cu ciocolată. Hai să zic mai întâi regulile, da. Deci, dacă ne place ce mâncăm, dacă ne place gustul, va trebui să punem o notă de la 5 la 10, dar dacă nu ne place deloc, o să ridicăm această perlă. Ta-da! Miroase bine? Da. O zis da. Și-a dat. Ia, hai okay. Să vedem mai întâi mirosul. Ia, du-te, Marc, hai, bravo. A, da, suntem împachetate. A, da. Ok. Da, e ceva aici. E o miroase castană? Așa. Ce e asta, e castană? Miroase. Ba, ai curaj să mănânci? Na. Da, hai. Hai, luăm jumătate, da? Pe bune? Da. Hai, dar stai, da, avem șervețele dacă nu ne place să... Băgăm aici pungă dacă... Nu, măi, că mai sunt. Măi, o mănânci, ce contează? Cum să mănânc? Nu pot să bag chestii în mine așa. Hai, 1, 2, 3 și... Cum e? Nașpa. E bun? Pregătim asta? Uitați-vă, are căpșună la unde. Da, ia uitați-vă. Căpșună. Aia căpșună, pe bune? Ia, hai, hai să mai luăm o gură mare. Marc! Măi, nu-i așa rea. Eu aș mânca. Ok. Chestia asta e acră. Asta e acră. Chestia aia, nu știu ce e chestia aia roșie, dar sigur nu e ceva. Sigur nu e ceva natural. O să dau notă. Iar eu o să-i dau un 6. Ok. Ok. Bine. Hai asta acum, că arată la fel. Ok. Dar muști, pe bune. Asta e verde, e mai apetisantă. Dar cu ce e asta? Ia chiar, nu scrie? Ba da, scrie. Da, citiți voi cu ce e. Aici scrie cu ce e. Da? Deci e cu... O, asta miroase nașul! Și cu ce e? E cu... Ha, tu ai, 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 serios? Ia. Nu, frate, ce-s chimicarele astea? Nu de legă. Asta nu e o căpșună înăuntru. E ceva, e altceva, e o... E căpșună fake. Nu. Stai, stai cu gust doar pe ea. Zici că e burete. Da, exact. Dar e bună chestia asta verde, e mai dulce. Hai, mă. Eu îi dau... Tu îi dai ce? 7. Da? Și eu îi dau două note. Una și a doua. Hai. Hai să bem ceva. Ce vrei, asta sau asta? Asta, sunt foarte curios cum e, ce e chestia asta. Deci, ăsta este un milk tea. În fine, hai să vedem ce e ăsta. Da. E ceva bun. Ceva bun. E ca la când îți iei mobilă și trebuie să ți-o asamblezi singur, știi?
Când îți cumperi mobilă și trebuie să-ți faci cred tu. Cred că o să avem nevoie de apă fiartă. Ok, am luat-o de la început, pentru că știam că o să avem nevoie. Ne-am pregătit aici, uite. Pentru pase, dar se pare că... Are băiatul. Ok, hai. Așa, desfacem asta, ăsta roz, așa, da? Hai să le punem pe toate. Pe toate, așa, bun. Sau nu, asta o punem la final. Hai, pune asta și eu pun asta. Sunt fel și fel de pliculețe aici, o să le desfacem pe toate și le turnăm, ia. Miroase a vanilie, ceva. Oh, da, ăsta miroase bine, mă, ceaiul ăsta. Ia. Tot natural, tot. Uah! Ia uitați frunzele de ceai, cum sunt așa, ce vrea Iuliana să beau eu. Ia uite, ceaiul. De unde e aia altă? Măi, iese praf. Nu, mă, e ceaiul, nu e praf. Ceaiul? Pune niște blurul, da? Mhm. Da, e pe zahăr. Tot. Pe tot, e zahăr. Nu e blurul, da. Așa. Ok, și acum punem apa. Da, asta ce e? Asta o punem la final. Dar ce e? Cred că e lapte. Tu ce zici? Hai, punem pariu. Ce crezi Hai. Că e? Eu cred că e... cred că e un îndulcitor. Nu cred că e lapte. Îndulcitor? Da. Ok. Ce crezi că e asta? Arată foarte nașpa să o crezi. E ceva. Ia vino. Ce e? Ce e? Pune. Ce e? Pune. Stai, poți să zic cocos? E gelatină, ceva, nu știu, okay. E ceva. Ok, pun aici. Dar e dulce? Nu, n-are niciun gust. Am o furculiță pentru amestecat. Oh my god, uite ce paie interesant. Deci, uitați paia așa mic. Împingi de asta, tragi de asta. Pum. Și pe lângă asta se mai face și așa. E de la asta, e de la instalații, de la bucătărie, de sub chiuvetă, de acolo l-a luat. O să dai fierbinte? Nu. Pe bune? Dar de ce am pus capacul? Nu știu. Ia, stai. Ca atunci când ești răcit și iei ceva ca să-ți treacă răceala, să-ți treacă febra. Nebun. Oh my god. Da. Mi-aduce aminte de când vomitam și îmi dădea mama ceva să beau. Ta-da! Nu. Quack. Hai trecem la ceva, am mâncat dulce. Hai, stai, le arunc în sus și pe care o prins prima pe aia, uie. Hai! Pe care o prins prima. Aia, gata, hai. Am prins-o. Okay. Hai, încă o dată. Hai, încă o dată. Dar nu merge, nu merge. Băi, dar zici că e șampanie. Oh, dar ce miros. Asta cafea. Parcă e pui. Miroase a cafea. Arată pui. Băi, deci n-avem cum să știm ce scrisile astea, pentru că nu înțelegem nimic ce scrie. O, deja am gustat. Ce e asta? Nu se arate. La ce-i? Gustă și o să vezi. Îți zic eu ce sunt. Pufuleți. Băi, ăștia-s buni. Pufuleți, dulci. Nu-s foarte buni așa. Le dau 9. Că nu știu. Ce le dau 9? Nu știu exact care e treaba cu ei. E bun, mie îmi plac. Da. Ia. Ce e asta? Stai să vedem ce e. E Pochi. Păi ce e? Stai Pochi, un pic. Pochi, nu vezi că scrii Pochi? Păi ce e? E o cutiuță. E Pochi. Uite. Pochi. Ia, hai. Serviți, mă rog. Stixuri? Stixuri, da. Nu, că ai pus mâna pe el, țin. Și tu ai pus. Mamă, cât de chimicale are asta. Miroase a mango. Deci, miroase a mango. Pe bune că miroase. Stai mă, așa, stai că trebuie pregătire psihologică să guști chestia asta. Tu gata, hai să gustăm. Generația Z. Miroase urât.
și niște stixuri cu miros de mango și gust de vomă. Sau de ceva ce mănânci după. Ta-da! Ok, hai să trecem la ultima parte care e preferata mea. Hai, dăm. Da, wow! Oh, yeah! Paste! Ia să vedem! Avem aici, după cum vedeți. Pe bune? Neogui. Eu nu, stai. N-are gust nimic. Ok, trebuie să punem asta. Varsă. Ce-s astea? A, să fii atent, mă, da. Să aibă gust. Mirodenii, cum a venit. Wow, uite, mă, s-au gândit, mă, au pus, dar cred că e de plastic. Dar ce contează? Important că le vezi acolo. Uite cum arată chestia asta. So good. Aici scrie... A, 5 minute scrie. Serios? Da. Unde ai văzut-o? A, da, mă. Așa, pentru că nu mai am spațiu să ne grăbim și până se fac pastele astea ciudate, o să gustăm acest suc. Stai! Ai suc de mere. Ia. Dă-mi paiul de la ăla. Ăsta nu mai mere, bă, ăsta nu mai mere, nu e aici. Dacă aici sunt mere... A, stai să-l spăl un pic, stai. Gata. What is that? Dar de ce mai bei în continuu? Are niște chestii, nu? Apă cu zahăr, atât. Nu, dar simți că are niște chestii. Da, are apă cu zahăr și atât. Nu, dar are niște chestii înăuntru, n-ai simțit? Nu, ce s-a alea? Mere? Da, ceva. Serios? Bucăți de mere? Wow! Hai să facem la două furculițe, poate merge mai repede. Mamă, zici că e păr. Dar nu-s gata, măi. Fii atent, poți să spui creț. Poți să spui păr. Nu-s gata. De când ți-era ție poftă de chestii de astea, deci... Eu presupun că ele sunt gata. Am învârtit la două furculițe aici. Hai gustă, nu mai e învârtit atâta. Așa, hai. Serios? Cum să iei așa, frate, o gură mare de... Dar asta după, tu întrebi asta după ce înghiți, după ce mesteci. A mie mi-e frică, eu cred că chestia asta, cred că e plastic. Mamă, dar iute! E foarte iute. Oh. Da. Horror. Ok, gumă. Îi dau 6. Îi dai un... Oh, dă chipsurile alea dulci. Dă pufuleții. Pufuleții, ține. Hai, ăștia au salvat ziua. Acest video de azi, da. Da, ăștia sunt foarte buni. Da. A fost... Nu o să repetăm experiența, eu nu. A fost ciudat. Da. Dar o să mai facem. Noi vă pupăm pe toți. Sperăm că v-a plăcut acest vlog. Nu încercați chestii noi, pentru că ele nu sunt bune. Ce ține de mâncat. Ce ține de alte chestii, încercați chestii noi, că asta exact. E. Exact, și mai ales albumul nou al Iulianei, trebuie să-l încercați, să-l ascultați. Exact, că... pentru că... Dar stai mai, când nu s-a lansat, după aia. Păi nu m-am tăiat, okay. Trebuie să aștepte. Fiți pe fază, că pregătim o grămadă de surprize pentru voi. Noi vă pupăm pe toți și pe data viitoare. Pa!